Și nu avem? Iulie. Dacă știam ca să le scoate. Da. Vin, pescătorul ăsta. Gramul de meu, piper, sare și zahăr. Vin, gramul de meu, sare, piper și zahăr. Spumă moleculară. Bun, deci am făcut aici spumă moleculară. Pentru cei care n-ați văzut, poate fi făcută dintr-o supă clară, limpede. Noi am făcut vin cu un pic de suc de zmeură, sare și zahăr. La 60 de grade se toarnă lecitina sub formă de pulbere, se amestecă continuu, după care ai nevoie de un mini compresor care să o aereze, să-i dea forma de spumă. Dacă nu aveți acest compresor, puteți să luați, este aparatul pentru acvarii, cel care oxigenează apa. Este exact aceeași poveste și e și mai ieftin, că ăsta e în jur de 50 de euro, cel pentru acvariu e 50 de lei. Eu am compresor. Și vom avea o spumă care rămâne ca și, și decor și comestibilă și rămâne sub forma asta aproape o oră. Ne apucăm de prăjit carnea și suntem gata, putem să mâncăm parfumurile.